Agenția pentru Eficiență Energetică și Energie Regenerabilă din Ploiești a tranzacționat primele certificate verzi ale Primăriei Florești, singura autoritate publică cu licență de producere și calificare pentru producția prioritară a energiei electrice din surse solare în România. În cursul anului 2010, din activitatea de producere a energiei electrice, au rezultat 7 certificate verzi. Aceste certificate verzi au fost tranzacționate de agenție pe piața centralizată de certificate verzi, iar suma rezultată, adică 55 de euro per certificat, va fi încasată de Primăria Florești. Certificatele verzi au fost obținute prin injectarea în rețea energiei electrice produsă de panourile fotovoltaice ale primăriei în perioada ianuarie-decembrie 2010. După câte știu eu, este un rezultat, o premieră a ceea ce ar trebui să facem în domeniul protejării mediului și în vederea de obținerea noi resurse energetice, cu toate că acestea nu sunt la ora actuală destul de ieftine, vorbind despre tehnologia actuală, dar întotdeauna ne-am propus să fim primii în acest domeniu. Primăria Florești a montat anul trecut o instalație de panouri solare pe sala de sport a școlii din Florești. Centrala solară funcționează cu 3 grupuri de panouri fotovoltaice, cu o putere totală de 22 kW. 2 panouri termosolare pentru folosirea apei calde menajeră la școala cu clasele 1-8 din Comuna Florești. Deci 2 panouri termosolare cu tehnologie germană. Și au dovedit eficiența. Dovedindu-și până astăzi, pot să spun că n-am avut niciun fel de intervenție din punct de vedere tehnic la ele și funcționează la capacitate maximă. Primăria Florești dorește ca pe viitor la toate unitățile de învățământ din localitate să fie montate panouri fotovoltaice.